Denisa era în Baia Fetelor și acolo era și Roberto, Vlad, Cătălina, la care a întrebat Vlad, Denisa, tu cu cine dormi? Cu Roberto sau cu Ionuț? Și Denisa a spus, dorm cu amândoi. Dacă nu încăpem într-un pat, unesc două paturi și dormim toți trei. Și am început să râdă, iar Vlad a zis, trebuie să te hotărăști, fată, cum urc unul, urc cu altul. Și Denisa a glumit și ea și a zis, păi, ia uite, mă, mă pui tu să mă hotărăsc dacă eu vreau cu amândoi. În timpul acesta, Denisa îi călca lui Roberto un tricou și după au ieșit din baie, nu a mai continuat discuția să aflăm și noi dacă s-a hotărât sau nu Denisa cu cine doarme. Eu nu cred că va dormi cu niciunul dintre ei sau dacă o va face, merg mai mult pe Ionuț. Sau, cine știe, Ionuț poate va ajunge până la urmă în patul Andreei. Vom vedea.